Așteptat prin stațiile de autobuz și în fața primăriei, mai bine de o jumătate de oră, fostul lider PSD Victor Ponta a parcurs în mare grabă pe jos șoseaua București într-un marș care s-a vrut a fi o demonstrație de susținere pentru actualul primar. Plimbat printre trandafirii roșii și pe lângă gazonul și gărdulețul recent instalate pe șoseaua București, Ponta nu prea a avut ce le spune oamenilor aici la Giurgiu, într-un oraș sărac, fără locuri de muncă și încă cu străzi lipsite de apă și canalizare. Ponta, pe străzile fără apă și canalizare, când mergeți? Eu aia v-am zis că dacă oamenii nu ne critică, cine laudă dumneavoastră, nu o să ne filmați, așa că... Vă filmăm oricum, dar foarte multe dintre străzi sunt din Evul Mediu, să știți, la Giurgiu. Păi nu le-a făcut Lucică Iliescu? Păi nu, da, am avut 4 ani al primar. Eu știu că l-am avut pe Lucică Iliescu foarte mult. În ultimii 4 ani... Facem noi. Bună ziua, bună ziua. Locuri de muncă de ce nu sunt la Giurgiu și de la Ministerul Dezvoltării nu s-a dat niciun euro pentru Giurgiu? Vreau să vă rog un lucru. V-am zis, cât ne laudă lumea, n-aveți știri. Da? Deocamdată, după cum vedeți, toată lumea ne laudă. Așa încât n-aveți știri. Dar aici, aici nu sunt numai oamenii fericiți. Aripese, auzi ce maripese? Așa, 2 lei? 3 lei? Cu ce s-a mărit? Așa că nu, nu. Locuri de muncă dă? Când? Unde locuri care dă 1 milion de... Unde e locuri de muncă? 7.000. Da? Și unde a dat locuri de muncă? Unde a dat? A dat la... la muncitori? A dat la TESA. Așa. Să dați unde trebuie să producă, facă șurub cu tare, cu tare, nu ham, că dea locuri de muncă, să nu să producă. La aia să dă locuri de muncă, nu așa. Marșul PSD cu Ponta și candidatul PSD în frunte nu și-a atins scopul propus. Giurgiuvenii au răspuns în număr foarte mic invitațiilor PSD de a-l urma prin oraș pe fostul lider social-democrat, iar imaginile vorbesc de la sine. Giurgiuvenii au avut alte preocupări mai importante decât să iasă la promenadă prin centrul orașului, în timp ce în cartiere oamenii se zbat în sărăcie.